Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, l-am auzit pe domnul Rareș Bogdan. Fostul nostru coleg devenit politician. Coleg de presă. De presă, de breaslă, da. De breaslă. Nu e singur. Domnul Rareș Bogdan, am auzit la știri spunând că alianța PSD-PNL este ca așa ca o căsătorie de conivență. Conveniență. E, conveniență, conivență, eu știu. Conivență a zis? Nu, eu zic, cum e, mă, căsătorie de conivență sau conveniență? Conveniență? Conveniență, că nu se prea folosește. Da, zice Rareș Bogdan, susține că PSD și PNL nu se iubesc, dar s-au căsătorit de conveniență, adică că le era convenabil. Da. Intră și tu pe Dex online acum și vezi conivență ce înseamnă. Da, 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 da. Ia, Dex online, dacă tot am ajuns, conivență. Faptul de a tolera ceva rău sau incorrect, acord tacit, complicitate, înțelegere secretă. Deci, eu știu că îi zice căsătorie de conivență, dar domnul Rareș Bogdan zice căsătorie de conveniență. Poate că dânsul a spus ce voia să zică. Da, popular așa se zice, de da. Conveniență. Da. În timpul ultimei campanii electorale, domnul Rareș Bogdan a mai zis câteva lucruri, cum ar fi. În primele 30 de zile de la preluarea guvernării, Partidul Național Liberal este obligat să anuleze pensiile speciale. Bușurel Păscări. 30 de zile, da? Nu cred că au trecut 30 de zile de când 30 a preluat. 30 de zile a zis, da. Dar nu cred că au trecut. Suntem în continuare. Nu se poate. Adică dacă PNL se angajează, spune că e obligat să anuleze, frate, se ține de cuvânt. Ai văzut ce se dânsul prin vicepreședintele PNL. Mai vorbește vreun politician de la putere despre pensiile speciale? Adică mai promite vreunul dreptate în privința asta? Că a fost o perioadă în care chiar promiteau și vorbeau. Recent, domnul Călin Popescu Tăricianu, îl țineți minte pe domnul Tăricianu, beneficiar de pensie specială în urma mandatelor sale de parlamentar, a declarat pentru Europa Liberă că e firesc ca un mandat de parlamentar de 4 ani să valoreze cât 45 de ani de muncă la iobagi. Așa a zis? Nu, dânsul n-a spus iobag, asta iobag am zis-o eu. Dânsul a zis așa, citez, din domnul Tăricianu. Nu se poate pune echivalență între cineva care a muncit 45 de ani cu cineva care a avut un mandat de parlamentar. Sunt alte obligații, alte responsabilități. În și sens... a mai ieșit pe stradă după ce a declarat chestia asta? N-are nicio problemă, dânsul. Deci, în sensul că parlamentarii la finalul mandatului, dacă au un mandat, primesc aproape 2000 de lei, practic cât e, cam cât e media, pensia medie în România. La 3-4 mandate sau mai mult, primesc 10.000 de lei. Practic mai multe. Adică dacă ai avut 3 mandate, face cât 125 de ani de muncă la iobagi. Ce au și voie să-și ia permisul prin spatele instituției, ca să zic așa. Da. Ultima lege votată și promulgată privind tăierea pensiilor speciale a fost și cea mai mare păcăleală pe acest subiect, așa cum numeroși juriști, analiști, membri ai opoziției și cred că și noi la radio am vorbit despre asta, am avertizat. Proiectul de lege a fost redactat în așa fel ca să garanteze practic trântirea lui la Curtea Constituțională, ceea ce s-a și întâmplat la sfârșitul anului trecut. Legea a fost inițiată în 2021 de, țineți-vă bine și, desigur, nu întâmplător, chiar de Marcel Ciolacu, care era președinte la Camera Deputaților atunci. Și alături de el au semnat inițiativa la vremea respectivă și fostul ministru PSD al Muncii, Marius Butăi, baronul de Olt, Paul Stănescu, purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu și alți lideri PSD, inițiatori. Marcel Ciolacu a declarat netulburat, privind în ochii jurnaliștii, citez, la vremea respectivă, era normal să reacționăm în acest fel, să nu mai avem indemnizații speciale atât timp cât filosofia acestei coaliții este de recesiune. Am încheiat citatul. E bun, e foarte bun. O recesiune în care, așa cum constatăm fiecare când ne ducem să facem cumpărături, guvernul a ridicat cheltuielile publice până la cer, a continuat să angajeze bugetari, dar e adevărat, a fost recesiune pentru mediul privat, că acolo au mai crescut taxele. Conform datelor furnizate în noiembrie 2020 de Parlament, la solicitarea G4 Media, 768 de foști senatori și deputați primeau ca pensii speciale în total peste 10 milioane de euro pe an. Cum spuneam, banii vin în funcție de numărul de mandate, adică 1968 de lei pentru un mandat, 10.951 de lei pentru 3 sau mai multe mandate. Domnul Tăricianu a avut 7 mandate,
dar îi se plafonează la 3, cred pierde. Că aici. Aici da. Pierde, nu s-a gândit la chestia asta. Da. Și la 4 ani de la inițierea, votarea și promulgarea, așa zisei legi pentru tăierea pensiilor speciale ale parlamentarilor, care a fost și trântită la CCR și după care au urmat diverse procese, orice parlamentar dă în judecată statul acum, o câștigă, că na. Deci, la 4 ani de la inițierea acestei legi, numărul beneficiarilor a crescut de la 768 la 828 de persoane. Deci, unde taie domnul Ciolacu crește, practic. Au dat o lege de tăiere de s-a mulțit numărul parlamentarilor. Nu poți să... Adică, te întreb, totuși, pe ce se bazează acești panglicari din politică atunci când fac asemenea scamatorii? Ies, se bat cu pumnul în piept. O să fie, noi nu putem, trebuie să dăm lege ca să tăiem pensiile, pentru că e filozofie de recesiune, mă înțelegi? Și toată lumea citește proiectul, zice, aveți aici niște bombițe lăsate, astea nu trec de ce cere, adică nu trec, clar. Nu, domnule, noi o să tăiem, dar nu o să se vadă. Și peste 3 ani, evident, legea cade la ce cere. Unde sunt acum declarații? Unde e filozofia de recesiune? Da. Unde sunt cele 30 de zile, cum zicea domnul Rareș Bogdan? Eu rămân totuși cu nedreptatea care îi se face a domnului Tăriceanu. Da, domnule, a 7 serios. Mandate, să nu-i dea decât 10.000 de lei, ar putea să-i dea practic de 2 ori și jumătate, aproape mai mult, nu? Da, vreo 15 ar putea să câștige. Cel puțin, eu zic că 25 încolo. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.